Îmi dau seama că vlogul de azi nu este unul tipic, însă îmi exprimă bucuria de a descoperi chestii frumoase prin intermediul literaturii. Pentru mine, literatura a fost și continuă să fie cea mai bună cale de descoperire de sine și cea mai bună metodă de a înțelege lumea din jur. Și cred, uitându-mă în experiența trecută, că voi citi literatură până când voi muri. Vreau să vă povestesc pe scurt cum am descoperit eu minimalismul. Vreau să vă arăt o carte de-a lui, dar se pare că nu mai am niciuna fizică aici. Le-am trimis pe toate acasă, la Moinești. În primul an de facultate eram în camera de cămin alături de ceilalți colegi și un alt coleg de la altă cameră a intrat la noi și ne-a spus: băi, trebuie să vedeți filmul ăsta. O să vă dea pe spate. Câteva zile mai târziu, ieșeam toți din sala de cinema, studenți la filozofie, și nu găseam cuvinte care să exprime ceea ce tocmai am văzut. Filmul se chema Fight Club. Și mi-aduc aminte că m-am apropiat de afișul de pe panoul cinemaului, era un afiș slab luminat, și am căutat dacă filmul a fost făcut după o carte. Și jos undeva scria: A novel by Chuck Palahniuk. Și așa a început povestea mea cu acest autor. Pe atunci eram înscris într-un site bookcrossing.com în care cereai diferiților oameni cărți pe care trebuia să le dai și tot mai departe, și în acel an am început să citesc acest autor. Prin el am ajuns la acest curent literar, minimalismul. E un stil literar aparte care face economie de cuvinte, nu folosește adverbe, accentul cade pe verb în loc de substantiv și are drept precursor pe tata lor, Hemingway. Acum câțiva ani, când am început mai serios să mă explorez prin scris, am revenit la romanele lui Chuck Palahniuk și am găsit pe un site eseuri de ale sale către tinerii scriitori. Le-am găsit într-un PDF pe net, 36 Writing Essays by Chuck Palahniuk. De la Chuck am vrut să mă duc la sursă. Când era tânăr autor nepublicat, frecventa atelierul de scriere creativă a unui tip, Tom Spambauer. Am început să-i caut cărțile lui Tom Spambauer. Now is the Hour și I Love You More. Doar astea două le am. Călătoria continuă. La acest atelier lucrau pe anumite texte. Și unul din autorii pe care ei lucrau la acel workshop este Amy Hempel. Tipa scrie doar proză scurtă. Însă Chuck spunea: odată ce o vei citi, orice altă scriitură ți se va părea mediocră. Și când am început să citesc Amy Hempel, mi-am dat seama că avea dreptate. Tipa scrie într-un mod dincolo de lumea asta. Are o profunzime feminină care m-a dat pe spate, pur și simplu. La acel atelier, una din povestirile scurte cele mai analizate se cheamă The Harvest. Și prima frază a acestei povestiri pur și simplu te rupe. The year I began to say vase instead of vase, a man I barely knew nearly accidentally killed me. Deci modul în care pune în timp următorul paragraf la fel. My blood was on the front of this man's clothes. He said, you'll be okay, but this sweater is ruined. Printr-o simplă replică pusă în gura personajului, you'll be okay, but this sweater is ruined, ea practic a explicat toate trăsăturile morale a acestui personaj. Descoperirea minimalismului, sau mai precis redescoperirea lui în ultimii ani, a fost cumva paradoxală pentru mine, pentru că în ultimii ani, scriitorul meu preferat a fost Orhan Pamuk, care este fix opusul minimalismului. Proza lui Pamuk este expansivă, este plină de fraze lungi, este plină de adjective. Sunt mai multe trăsături ale acestui stil literar. O să zic doar câteva. În minimalism nu folosești adverbele. Nu spui el merge agitat. Sau nu spui ea a replicat nervoasă. Asta e una. A doua chestie, nu folosești verbe abstracte. Ea simțea, nu spui ea replica, nu spui el a urlat. La fel, nu folosești stări abstracte. Nu poți să spui ea s-a trezit dimineață cu o durere de cap. Ce înseamnă durere de cap? Explicăm durerea de cap. Descompunem durerea de cap. Și în unul din eseurile alea, Chuck dă un exemplu pur și simplu așa, în grabă. Poate era de la maioneza pe care o mâncase aseară. Poate era de la petrecerea la care a stat târziu. Poate era de la cearta pe care a avut-o cu prietenul ei. Dar dimineață, Amy s-a trezit simțindu-și capul foarte greu. O altă trăsătură a minimalismului este accentul pe verbe, pe mișcare, pe fizicalitatea mișcării, în detrimentul substantivelor. În mod ideal, scopul acestei scriituri este să trezească a gut reaction,
de la cititor este să trezească o reacție fizică, emoțională de la cel care citește. Și Jack a avut o experiență celebră acum mulți ani când a scris o carte denumită Haunted. În ea se va o povestire Guts pe care o citea în turneul de lansare a cărții și numărase peste 100 de oameni care vomitau și leșinau ascultând această povestire. Pornind de la Chuck Palahniuk, ajungând la Tom Spanbauer, am descoperit o altă nuanță a acestui tip de proză. Dacă Chuck este foarte eseistic, analitic și de multe ori științific, în schimb Tom Spanbauer este mult mai personal, este mult mai poetic și una din filozofiile scriturii lui este că trebuie să scriem de la nivelul rănii. Writing from the wound. Dacă nu scrii din epicentrul rănilor tale, nu are rost să scrii. Orice va părea impersonal și va părea doar eseistic. Dau un mic fragment și din Tom Spanbauer. And it's not the universe that's to blame. When you go after something you want and you end up fucked up, nobody's to blame but yourself. And you know what? Fucked up is just a part of it. As a matter of fact, things have to get fucked up if you plan to go anywhere new that your parents haven't. Maybe that's why the universe conspires. După standardele lui Tom Spanbauer, tipa scrie de la nivelul rănilor ei. Pentru ea, scrisul e o modalitate de explorare a sufletului ei dusă la extrem, dusă la milimetru, un filigram. În materie de stil, n-a mai fost șocat de modul cum scrie cineva, doar din punct de vedere al stilului, din adolescență, când descoperisem pe Emil Cioran. This is what happens to me. I start out being myself and end up being my mother. Two slips of the tongue, I said to Chatty. In all important ways, I believe I'm her evil instead of equal. And when Chatty voiced an opinion, I added, I feel the shame. E genul de scritură care pur și simplu te complexează la ce nivel de finețe poate fi dus scrisul. În ultimii ani am simțit chestia asta la Hemingway și la încă o carte. În primăvară, când am citit această carte, am fost deprimat o săptămână. Deci am fost șocat cât de bine cineva poate scrie. Pe ce culmi cineva poate duce actul scrisului. Dacă ar fi să vă recomand ce să luați de pe Amazon din aceste cărți, e Amy Hempel. Nu sunt cel mai mare fan al prozei scurte, pentru că îmi plac romanele mari, lungi, în care mă pot cufunda de-a lungul mai multor zile. Însă, tipa asta vine din altă lume. Acesta a fost vlogul de azi, ne auzim mâine. Păi stați că nu înțeleg, dar nu știu cine sunteți. Eu vreau doar să semnez. Atât. Să semnați pentru... Da, cine credeți că sunt? Credeam că sunteți de la... Nu, filmez și eu pentru canalul YouTube. Da.